Dacă cineva m-ar întreba care este adevărata pandemia în zilele de astăzi, eu răspund că nu este virusul, ci superarea. Toată lumea este superată, pe politicienii, pe șeful, pe traficul, pe legile, pe vremea, pe partenerul. Dar ce este exact superarea? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum de zeori mi se spune, omul care aduce performanța. Data fiind că superarea se pare că este o componentă permanentă din orice tip de activitate, deci și de performanță, de asta vorbim în întâlnirea noastră de astăzi. Cum am zis, superarea este o adevărată pandemie. Chiar în limba uzuală se spune, ne adresăm la cineva, nu vă superați. Adică de ce cineva ar trebui să se supere? Dar ce este exact superare? Gândește-te un moment la ultima dată, probabil nu mai mult de acum 10 minute, când te-ai superat pe ceva. Pe șeful, pe munca, pe birocrația, pe prietenul, pe prietena, pe colegii, you name it. E, ai descoperit că, de fapt, superarea este un mecanism care se întâmplă de fiecare dată când ceva sau cineva nu corespunde la așteptărilor noastre. Adică, noi am vrea că omul să fie punctual și, de fapt, nu este. Ne-ar plăcea că București să fie liber și de fapt e aglomerată. Am vrea că să primim un salariu mai mare și de fapt este mic. Deci, de fiecare dată, din orice motiv, realitate și în acest concept de realitate pun tot mediul nostru, nu corespunde la așteptărilor sau la dorințelor noastre, ne superăm. În afara faptului că superare este tipica reacție de victimă. Am vorbit acum câteva săptămâni despre felul în care realitatea este realitate și este foarte nepăsătoare față de dorințelor noastre. Deci e capacitatea noastră de a folosi realitatea, nu de a ne plinge. Dar superare este chiar tipica reacția de victimă. Pentru că la un moment dat eu sunt blocat în trafic. Chestia asta nu mi place deloc. Nu am nimic de făcut. Nu pot să fac nimic, dar mă super foarte mult. De un punct de vedere strict logic, chestia asta nu are niciun sens, evident. Are un anumit sens în manipularea celorlalți. Adică eu arăt la cineva, la partenerul, la fiul meu, la șef, cât de superat sunt și s-ar putea că uneori să scape de superarea mea, să mă mulțumească. Cum am zis, am vorbit deja de tema asta, o reacție foarte copilărească, foarte neeficientă. Uneori obține vreun rezultat, dar la un preț foarte scump. Să nu vorbim de faptul când ne superam pe calculator sau ne superam pe obiecte pentru că nu funcționează cum vrem noi. Dar rămâne faptul că ne superam de mai multe ori cu oameni, pe oameni. E la un moment dat ce înseamnă să ne superam pe oameni? Adică noi am vrea că omul respectiv, partenerul, șef, rude, ce o să fie, să se porte după părerea noastră în un anumit fel, nu corespunde la așteptărilor noastre, din orice motiv, deci ne superam foarte mult. Și ni se pare că avem dreptate. Ar fi trebuit să mă împrumunte banii aia, ar fi trebuit să mă ajute, nu ar fi trebuit să spună. Adică mereu e ceva care nu corespunde la standardelor noastre. Deci superarea este, apare cu oamenii, de fiecare dată nu acceptăm din nou unicitatea altora. Adică în moment fiecare om este diferit. Fiecare om are reacțiile lui. În momentul în care noi avem pretenția să se poarte după standardele noastre, evident facem o greșeală de principiu care nu are niciun sens și care ne pedepsește, ne condamnă la frustrarea
permanentă. Și, atenție, atenție, e și un alt aspect care ar trebui luat în considerare. Eu, tu, știi perfect, crede ce vrei, știi care sunt standardele tale, știi care este interesul tău, știi ce ar trebui să faci și de multe ori nu reușești, nu-l faci. Deci tu nu știi, nu ești în stare să respecti standardele tale. Atunci, de ce ai pretenția că să fie altcineva care respecte, să respecte aceste standarde? Gândește-te la chestia asta. O zi bună în continuare!